Poveste motivațională. Cartofi, ouăle și boabele de cafea. O fetiță îi se plângea într-o zi tatălui său cât de grea este viața ei și îi povestea despre greutățile pe care trebuie să le depășească zi de zi. Era obosită să se tot lupte și avea impresia că atunci când reușea